Moldoveni distribuitori Purcari în Elveția au organizat o degustare de vinuri și un apero în Liebefeld, Berna, pe parcursul lunii octombrie. Evenimentul a adunat împreună enofilii din zonă care s-au bucurat de varietatea produselor și le-au apreciat valoarea. Pe lângă cuveul de purcari și traminerul de ediție limitată, pasionații de vinuri au apreciat în mod deosebit vinul negru de purcari. Vin care se remarcă printr-un buchet complex și intens, cu nuanțe de fructe dulci, prune coapte și smochine ce se dezvoltă în timp, dublate pe final de arome fine de mirodenii și șofran. Gustul profund și catifelat amintește de aceleași fructe întâlnite în aromă, cu note ample de tanin delicat și cu un post-gust senzual de lungă durată. Obținut din struguri recoltați și selectați manual, vinificați prin metoda tradițională, maturat timp de 18 luni în bariche franțuzesc de stejar. Sunt foarte mândru că în seara aceasta am putut prezenta vinurile Purcari, renumitul Chateau Purcari, care face de mai mult de 200 de ani vinuri. Toți oaspeții noștri au apreciat vinul nostru. Chateau Purcari este foarte renumit, a participat la foarte importante concursuri și a obținut medalele cele mai mari distincții. Platine pentru traminer care l-am savurat astăzi. Und wir haben diesen Wein aus Moldawien probieren können in allen den verschiedenen Variationen. Die weißen Weine sind sehr blumig, haben alle ganz viel Gehalt. Und die roten Weine, da sind wir jetzt erst so richtig daran, dies zu probieren mit dem Essen zusammen. Haben ganz, ganz viel. Man spürt, es ist eine alte Kultur und sie haben sehr, sehr viel Gehalt. I have tried this wine once before and I think they are really good quality with a normal price. It means if you like to buy such a good wine from France, for example, you must pay too much more. They make a very good wine in a very high quality. In, as I say all the time, something pure, something it's always handmade.